Sfântului Duh. Amin. Amin. Prea iubiți și face surori, slăviți să fie Domnul. În veci, amin. Îi mulțumim Domnului pentru ziua aceasta, pentru sărbătoarea aceasta, în care cu toții ne-am adunat să dăm slavă și mulțumire Lui pentru cât bine ne-a făcut El nouă. Și nu mă ridicam, dar stare din și simțămintele din ziua aceasta m-a făcut să mă ridic, aducându-mi aminte și de vremea când și eu trăiam așa cum tânărul bogat din Evanghelia de astăzi și pot spune și simțămintele pe care le-a avut el înainte și după. Și așa cum frații au mărturisit despre lucrarea aceasta minunată pe care o face oastea Domnului, aceasta de a mărturisi și de a trăi Cuvântul lui Dumnezeu și mai departe să-L transmită și celorlalți. Și în primul rând, cred că Cuvântul cel mai bine se transmite prin viață pe care o avem noi. Și după aceea cu Cuvântul. Pentru că cea mare putere, Cuvântul o are atunci când în viața noastră trăiește Domnul Iisus. Când în inima noastră bate cu adevărat această flacără a credinței și cât de minunat este, mai ales așa cum s-a amintit și cum ne spune și Evanghelia de astăzi, ca tinerii, ca tânărul să-L urmeze pe Domnul încă din frageda tinereții. De ce? Pentru că numai atunci poate să crească, să poată să pună, pentru ca la bătrânețe, dacă va ajunge, să poată să se hrănească din ceea ce a pus la tinerețe. Așa cum spune un proverb, să ai bătrânețe la tinerețe și vei avea tinerețe la bătrânețe. Și mă gândesc clipa aceasta la un cuvânt al Sfântului Iosif Isihastul, în care spunea că dacă nu puneam în tinerețea mea și dacă nu mă înfrânam și dacă nu mă luptam și dacă nu mă rugam în tinerețea mea, acum mi era foarte greu. De aceea și cred și eu și simt și eu la fel că dacă nu punem la tinerețe această putere, această credință pe care Domnul a pus-o în noi, este greu să putem să înaintăm pe calea aceasta a credinței, a mântuirii. Și s-a cântat cântările acestea și mă gândeam, oare câți dintre noi putem să simțim, sau câți dintre noi am simțit cântarea aceasta când te-am aflat pe Tine, Doamne? Câți dintre noi am simțit-o? Câți dintre noi am plâns atunci când s-a cântat? De atâtea ori. Și mi-aduc și eu aminte când Domnul a pus și în inima mea și în mintea mea dorința aceasta de a îl sluji pe El, de a spune, Doamne, de azi să slujesc Ție. Și așa cum spunea și fratele Gărel, în clipa aceea se dă o mare luptă. Dar, dacă suntem sinceri, așa cum s-a spus, Domnul ne ajută. Și El ne dă avântul acesta și dorința aceasta să-L urmăm pe El.
Și mi-aduc și o aminte că și în mintea mea să dea această luptă să nu mă duc, să nu pun un legământ. Pentru că, așa cum gândim noi, omenește, poate că nu pot să-l țin, că lasă că poate altă dată, dar mi-aduc și o aminte că am spus, Doamne, dar dacă nu mai apuc altă dată. Și gândul acesta m-a făcut să spun da. Și de atunci am simțit și eu, așa cum s-a cântat cântarea, eram cel mai fericit. Mi-aduc aminte odată, am fost la biserică și m-am împărtășit în ziua aceea și vă mărturisesc, parcă zburam de bucurie, niciodată n-am simțit așa de... Eram cel mai fericit, parcă vreau să zbor. Dar, și mă gândeam, Doamne, oare cât ține starea aceasta? Și mă rugam, pentru că aminte că mă rugam, Doamne, să nu iei starea aceasta la mine niciodată. Dar n-a fost așa. La început, primim taina aceasta a nașterii din nou, schimbarea aceasta, o primim în dar. Și o primim, poate, făcând prea puțin. Dar după aceea se cuvine ca nouă, ca noi, să putem să ne luptăm, să ne înfrânăm, să ducem lupta aceasta prin voința noastră. Pentru că vrăjmașul vine la cei aleși și el vrea să strice ceea ce am zidit. Și de multe ori cădem, dar să nu rămânem niciodată căzuți, ci să ne ridicăm, să ne rugăm că atunci când cădem, că atunci când vine ispita și încercările, să putem să avem de ce să ne ținem. Pentru că rugăciunea, credința, este cea care ne ține pe noi atunci când vine încercările vieții. Și ce fericit, ce bine este atunci când noi avem unde să alergăm. Ați văzut de câte ori trecem prin încercări. Trecem prin suferințe, ne duce pe la spital, ne duce pe la doctor și parcă nu vedem nicio scăpare. Dar când venim la Domnul, simțim cea mai mare mângâie. El este Cel care ne mângâie în orice împrejurare a vieții noastre. Și El ne dă și puterea aceasta să putem să și luptăm ca să nu cârtim atunci când vine încercările vieții. De aceea, preaiubiți noștri frați și surori și preaiubiți tineri care sunteți în locul acesta, să îi dăruiți tinereția Domnului, pentru că, cu adevărat, simți că ai o identitate, cu adevărat simți că ești fericit și viața ta devine plină, viața ta devine cea mai fericită atunci când în inima ta, ca tânăr, îl pui pe Domnul. Pentru că plăcerea acestui veac, și vă spun și că și eu am trăit, și așa cum și tânărul, el căuta ceva, dar nu vrea să dea totul. Pentru că atunci când renunți la ceva, acel te ține ca să nu poți să înaintezi. Și mi-aduc aminte că mergând o dată cu trenul, scria într-o gară. Nimic nu se poate schimba dacă tu nu schimbi nimic. De aceea și noi poate venim în locul acesta cu drag și ne simțim în adunarea Domnului bine. Dar aș spune că nu este de ajuns. Câți dintre noi poate ne punem această întrebare pe care și-a pus-o tânărul din această Evanghelie? Cu toții, că suntem tineri, că suntem mai în vârstă, trebuie să ne punem această întrebare. Ce să fac, Doamne, să moștenesc împărăția Ta? Și atunci, dacă suntem sinceri, Domnul ne descoperă. Și El ne spune ce să facem.
Și îi dăm slavă și mulțumire Domnului pentru că prin lucrarea aceasta minunată a oastei Domnului avem frați în care ei în fiecare sărbătoare, în fiecare duminică, sunt în locul acesta și ne dăruiește hrana aceasta. Ca să putem și noi, plecând de aici, din locul acesta, să putem și noi să punem în viața noastră, să împlinim. Și parcă este atât de greu atunci când nu avem în viața noastră pe Domnul să putem împlini ceea ce El ne spune prin preaiubiții noștri frați. Și aș vrea să citesc un cuvânt din Apostolul de astăzi, de la Coloseni, capitolul 3, câteva versete. Îmbrăcați-vă, dar, ca aleși al lui Dumnezeu, sfinți și preaiubiți, cu milostivirile îndurării, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare, îngăduindu-vă unii pe alții și iertând unii altora. Dacă are cineva vreo plângere împotriva cuiva, după cum și Hristos v-a iertat vouă, așa să iertați și voi. Iar peste toate acestea, îmbrăcați-vă într-o dragoste care este legătura desăvârșirii. Vedem aici, Sfântul Apostol Pavel înșiruie câteva virtuți pe care trebuie să le aibă cei aleși. Bunătatea, smerenia, blândețea, îndelungă răbdare. Dar vedem, în capitolul 14, în versetul 14, Sfântul Apostol Pavel spune, iar peste toate acestea îmbrăcați-vă într-o dragoste care este legătura desăvârșirii. Și s-a amintit și aici despre dragoste pe care trebuie să o avem. Nu numai frații care vin în acest loc și ne mărturisesc cuvântul, ci fiecare dintre noi, fiecare creștin, fiecare ostaș, trebuie să aibă dragoste aceasta pe care este izvorâtă din Domnul. Și ar vrea să citesc din frate Dream, chiar astăzi citind meditațiile la Apostolul de astăzi, și mă gândeam dragostea. Cum o putem să o vedem la cineva? Cum o pot vedea eu dragostea în viața mea dacă am? Și frate Dream spune, referitor la acest verset, și ar vrea să citesc câteva rânduri, cum poți cunoaște această dragoste la cine o are? Întâi, prin graba și hotărârea cu care este gata să asculte de tot ce cere Dumnezeu, de tot ce este spre binele lucrării sale și spre mântuirea altora. Apoi, prin măsură de jertfă, de osteneri și de riscuri, pe care este gata să le ia sau să le dea, pentru ascultarea și împlinirea voii lui Dumnezeu. Apoi, prin seninătate feței și bucuria inimii, cu care poate face un bine, sau poate primi pe un sărac, sau poate suferi o nedreptate. Apoi, prin grija atentă și neîncetată cu care se ferește de tot ce este sau poate fi rău, de tot ce poate întrista, întina sau pogubi pe Domnul sau pe semeni. Apoi, prin râvna frumoasă, plăcută, caldă și voioasă, cu care este totdeauna gata să facă binele, să cerceteze casa Domnului, adunarea Domnului, săracii Domnului, lucrul Domnului, căile Domnului. Și citind aceste meditații, frate Troian, și de multe ori când citesc și când citim, cred că fiecare dintre noi ne punem întrebarea aceasta, oare eu sunt așa, după cum spune cuvântul Domnului, oare eu împlinesc ceea ce spun? Pentru că, așa cum spune și cântarea, cel ce nu se poate jertfi, să nu vorbească de Hristos. Și câtă putere are atunci cuvântul nostru când noi ne jertfim pentru, în primul rând, pentru noi înșine, pentru să putem să spunem nu păcatului. Și atunci, când facem lucrul acesta, ajutăm și lucrarea Domnului, ajutăm și Biserica Domnului și cei din jurul nostru, poate să vadă la noi dorința aceasta arzătoare, ca în viața noastră să spunem nu păcatului.
pentru că aceasta este cea mai mare piedică în viața fiecare dintre noi, ca să nu înaintăm pe calea aceasta și să nu ne putem apropia unii de alții. Nu cuvântul, așa cum spune fratele, nu cuvântul Domnului desparte, ci păcatul care este în mine. Aceasta mă desparte de unii de alții. De aceea, prea iubiți frați și surori, dragi tineri, să puneți în gândul frăției voastre dorința aceasta. Doamne, ajută-mă și pe mine să simt și eu, așa cum frații, așa cum frate Traian spune, ce zi fericit am avut și eu. Să putem spune fiecare dintre noi ce zi fericit am avut și eu. Și dacă n-am avut, să ne ajute Domnul, să ne rugăm Lui să ne întărească această zi, ca să putem și noi, atunci când vom pleca din lumea aceasta, să avem și noi nădejdea mântuirii. Amin. Slăviți să fie Domnul. Slavă Domnului.